Salutare și bine ați venit la Fabrica de Bani, eu sunt Dragoș și astăzi, deși ne apropiem cu pași repede de închiderea de an, am decis să mai fac o mișcare interesantă pe bursă, am decis să mai acumulez niște acțiuni, o să vedeți în momentele următoare despre ce e vorba și de ce am decis să fac chestia asta. Așa cum vă spuneam, mai sunt doar două zile până la închiderea bursei, doar două zile bursiere până, să zicem, până la închiderea anului. Unii deja își marchează profiturile și le măsoară și își fac rapoartele și probabil îți faceți, sau probabil vă faceți și voi strategiile pentru anul viitor. Totuși am decis să mai fac o mișcare interesantă pe bursă, azi o să mai acumulez niște acțiuni, o să vedeți în momentul următoare despre ce e vorba și o să vă spun imediat de ce am decis să fac chestia asta. În primul rând o să fac tranzacția pentru că durează timp până o fac și atunci cumva până se execută tranzacția o să discutăm despre toată tema asta și tot ce mai avem de spus spre final de an. Așa, hai să vedem, să punem pe ecran, da? Bursa de valori București a mai crescut astăzi un pic, 41.723, probabil vreți o sumă mai mică aici decât aveam înainte, aveam 42 și ceva, 42.200. Cam așa, 42.216. Motivul pentru care nu vedeți suma respectivă este că am luat 500 de lei și am transferat în dolari 100 de dolari, adică 101 dolari. Dacă ne uităm la activitate, vedeți aici transferul, da? 110.94 dolari, un transfer în dolari pentru că vreau să mai achiziționez pe piața din US. Vă dați seama că la suma asta nu sunt multe lucruri de făcut și ceea ce vreau să achiziționez este vorba de acțiuni pe USO. Vreau să fac un DCA aici, să mai scad prețul median la el, 5776 în momentul de față. Hai să dăm order-ul prima oară pentru că de ce e pre-open? Nu înțeleg de ce e pre-open, da? Pentru că e open. Ba nu, open. Așa, mă speriasem. Ordin nou, zic, măi, 4.5, trebuie de 4.5. Deci 51.81 s-au dus acum, s-au dus în sus din păcate. Hai să vedem câte putem să luăm din banii ăștia. 8 acțiuni aș părea eu să luăm și rămân cu 36 de dolari după orderul ăsta, da? 8 bucăți, 57.72, 57.72, hai să punem 57.72 și vedem dacă se execută sau nu orderul, da? Confirmă order, ok, am pus order, asta și executat, ia uite-l, deci piața s-a mișcat destul de repede de data asta, ok, avem 23 de acțiuni în momentul de față la USO, adică la Realty Income Corp. Am căzut de la 15% la 10% pierderea pentru că a scăzut costul mediu, iar și un pas bun în a face chestia asta. Eu ultima mi-am venit pe ceas mesaj că s-a făcut tranzacția. S-a executat repede, mă gândeam că în timp până să faci tranzacția și alea mai povestesc mai multe chestii. Bineînțeles că vreau să te rog să dai subscribe la canal dacă n-ai făcut-o încă. Asta era una din chestii care ziceam că le fac în timpul tranzacției, da? Vreau să dai subscribe dacă n-ai făcut-o încă și să bifezi și clopoțelul acela de lângă pentru a fi notificat de câte ori postez un clip nou. Așa. Legat de ce motivele pentru care am făcut această tranzacție, știți că de la 28 februarie sau de la 1 februarie există un comision pe dividend la USO, adică la USO la pe dividend de fapt, la Trayville și atunci cumva am zis că dacă tot există comisionul ăla, să acumulez mai multe acțiuni pe o singură companie. Nu știu ce voi face la anul cu ea sau ce voi face pe termen lung pentru că mi-a țicat un pic planurile 3-2-1-2, 3-2-3-vil, nu știu ce am în seara asta, de pe tot bâlbâi. Ideea este că în momentul de față iau vreo 3 dolari, dar dacă uităm la activitate undeva aici vedem un dividend de 2,69 și cu mișcarea pe care o fac acum mă aștept la un dividend lunar de 4 dolari lună de lună din această companie. Bineînțeles că ar trebui să acumulez, să ajung la 40 de dolari măcar pe lună din ea, mai avem mult până acolo, nu zic nu, nu știu, probabil la anul o să acumulez mai multe acțiuni pe ea pentru ca să nu mai conteze atât de mult acei 20 de cenți pe care voi plăti lunar ca și dividend. Vom vedea, nu știu, încă am de gând să pregătesc mai multe surprize anul viitor, am de gând să am niște multe direcții în care mă tot duc așa și o să fie niște mișcări spectaculoase, vă promit că o să fie niște chestii foarte interesante și spectaculoase pe portofoliul meu, da? Așa, nu vreau să vă stric surpriza, deși unii dintre voi probabil bănuiți.
Va trebui să iau și decizii destul de dificile în privința și portofoliului meu și a investițiilor mele de la anul. Cumva le-am cam luat așa, adică cam știu direcția. Să vedem dacă reușesc să găsesc o soluție astfel încât să nu fie afectat portofoliul după bursă foarte tare, da? Așa, pentru că cred că aproape impozitul nu fie afectat. Mă mai uit așa cam cum arată piața, 1.41728 în momentul de față. Iar vedeți că aceea am scăzut 500 lei, vedeți? Am scăzut 500 lei pe care am transferat în bursă aici. Am adăugat aceea 110,94, deci practic am mutat banii de aici aici. Și de-aia s-au modificat valorile astea dacă vă comparați cu video-ul de ieri sau la alte sau acum 3 zile când am făcut ultimul clip. Așa. În continuare suntem pe 10.200 ca și profit anul ăsta, ceea ce e foarte, foarte bine. Vedem cum va evolua lucrurile și cum vor merge la anul viitor. E posibil, într-adevăr, având că nu mai am lichitate aici, deci nu mai am aproape lichitate deloc pe Ron. Nici nu prevăd că vine vreun buget de undeva și bani special să mai bag azi, mâine în bursă. Deci cumva, probabil e ultima tranzacție pe care o fac anul ăsta. Vom vedea dacă a fost una cu cap sau nu la anul. Așa, dar e cam ultima tranzacție pe care o fac. Pot să zic că, vedeți că se duce banii și s-au dus în imobiliare și că direcția mea de la anul, ca să vă dau așa un hint, va fi fix către zona asta de imobiliare. Da, putem zice că ultima tranzacție de anul ăsta vă dă așa un indiciu despre direcția în care voi merge eu preponderent la anul, da? Așa. Bineînțeles că o să mai facem câteva episoade la final de an acum, da? Nu mai avem mult să încheie anul, mai avem astăzi, să ne uit în calendar un pic. Deci miercuri, joi și vineri mai sunt ședințe de tranzacționare, adică mai sunt zile în care putem tranzacționa pe bursă. Nu prea mai am ce să tranzacționez decât de că, nu știu, dacă crește vreuna foarte brusc sau scade, dar în perioada asta anului, de obicei, din experiența mea, nu prea am văzut mișcări bruște, scăderi, creșteri bruște, așa că, cam cum arată portofoliu astăzi, mă aștept să ajung să arate și peste 3 zile, cu plus, minus, 1-2% maxim ca și valoarea portofoliului. Dar o să vedem la momentul ăla în care avem ultima zi pe bursă, s-a închis bursa, o să facem așa un raport și o să facem un episod probabil special legat de chestia asta. V-am zis, nu mai sunt foarte mult, sunt plecat probabil în concediu, sunt plecat deja în vacanță, se bucură de profiturile pe care le-am făcut anul ăsta. Dacă totuși vrei la, probabil la începutul anului, ți-ai propus până acum n-ai investit pe bursă și te-ai făcut la începutul anului viitor să intri în zona asta de investiții, ai în descriere jos acolo un link de afiliere de la 3212 prin care te poți înscrie, trebuie să depui 50 de lei sau 10 euro pentru a-ți activa contul și după toată chestia asta, folosind codul Fabrica, vei putea primi o acțiune gratuită până la 100 de dolari. Da? Sau 200 de euro, de fapt. Așa. Ați văzut, sunt diverse videouri la mine pe canal, mai vechi, în care am primit și 80 de dolari acțiune, 80 de euro acțiune gratuită și 10, 15 și de 5 și a fost valori diferite depinde de fiecare din norocul pe care îl are. Așa. Ce pot să mai spun? Sunt bucuros că portofoliul meu anul ăsta a mers foarte bine. Da? Adică v-am zis, pot să vin la final de an cu o evaluare exactă. La obiective n-am făcut mare lucru pentru că am pus tot fel de semne de întrebări pe aici. Sunt multe obiective pe care vreau să le fac anul viitor, dar nu sunt încă stabilite foarte clar pentru că s-ar putea să se întâmple niște lucruri care să-mi afecteze portofoliu. O să-l mut deasupra în următoarele zile. Lucrăm și la obiective, lucrăm la mai multe surprize pe care vreau să le am anul viitor pe aici către voi. Dar până atunci vom vedea, mai e un pic până la închiderea anului. Anul, un an bun, am zis eu, un an în care am închis pe profit bursa asta, mă rog, n-am închis-o încă, mai e un pic. Așa, iarăși vorbim de profit marcat sau nemarcat, este discutabil un pic, dar putem să spunem că e profit nemarcat, pentru că dacă la începutul anului va scădea bursa drastic, o să se evapore profitul ăsta pe care l-am eu acum, în, sau de care mă bucur acum. Vom vedea, nu știu cum va evolua bursa, mă aștept cumva să stea cel puțin în luna ianuarie-februarie, la un nivel asemănător cu ăsta de aici sau poate un pic mai sus, dar nu foarte mult. Nu mă aștept nici la creșteri spectaculoase, nici la scăderi spectaculoase din punctul meu de vedere. Poate mici corecții și alte chestii de genul ăsta. Oricum, v-am zis, mai avem vreo 2 episoade, 3 până la final de an. Mișcări pe bursă nu știu dacă mai avem. Sper că îți place ceva chiar aici pe canal. Nu uita like, share, subscribe și ne reauzim mâine sau poimine cu un nou clip. Îți mulțumesc!